invențiile lui Adolf Hitler. Datorită Holocaustului și crimelor sale de război, Adolf Hitler a devenit unul dintre cele mai documentate personaje din istorie. Regimul nazist condus de Hitler în Germania pe parcursul celui de-al doilea război mondial este cunoscut în special pentru ororile din lagărele de exterminare. Această ideologie politică, ce a îmbrățișat socialismul naționalist, nu a împiedicat însă apariția unor invenții practice chiar în timpul războiului. Cum era firesc, cele mai multe dintre invențiile germane din perioada celui de-al doilea război mondial sunt de natură militară, însă unele dintre ele au scopuri practice și în prezent. Mai mult, una din invenții a permis mai târziu omenirii să ajungă pe Lună, satelitul natural al Pământului. Plus de asta, există o invenție realizată sub dominația nazistă asupra Germaniei, care este utilizată în prezent pe scară largă la nivel global. V-am trezit curiozitatea? Haideți să vedem despre ce invenții este vorba. Prima rachetă balistică cu rază lungă de acțiune. Începând din anul 1944, spre finalul războiului, Germania a atacat Londra prin intermediul unei rachete balistice cu rază lungă de acțiune. Cunoscută publicului larg sub numele de V2, care provenea de la Fergentunswaffe 2, arma de răzbunare 2, racheta a fost în principal opera inginerului german Wernher von Braun. Cu o rază de acțiune de 320 de kilometri, aceasta a fost prima rachetă balistică cu rază lungă de acțiune capabilă să ajungă la o altitudine de 88 de kilometri sau chiar 206 kilometri dacă era lansată în plan vertical. Cu o viteză maximă de 5760 de kilometri pe oră, V2 cântărea 12,5 tone și avea o lungime de 14 metri la un diametru de 1,65 metri. După cel de-al doilea război mondial, inginerul german care a proiectat-o a fost recrutat de Statele Unite pentru a lucra pentru NASA și a jucat un rol esențial în dezvoltarea rachetelor din familia Saturn, inclusiv Saturn 5, cea care a dus primii oameni pe Lună, satelitul natural al Pământului. Primul bombardier cu reacție. Spre finalul anului 1940, armata nazistă a căutat companii capabile să construiască un avion de recunoaștere cu reacție cu o rază de acțiune de peste 2000 de kilometri. Singurul ofertant a fost Arado, care a dezvoltat astfel Arado Air 234, care avea să fie cunoscut ulterior drept primul bombardier cu reacție din lume. Chiar dacă avea o rază de acțiune de 1500 de kilometri, sub cea solicitată de naziști, avionul a impresionat prin design și celelalte specificații tehnice. Viteză maximă de 742 de kilometri pe oră, ascensiune cu 13 metri pe secundă și capacitate de transport de până la 9,8 tone. În ciuda faptului că era echipat cu două tunuri de 20 de milimetri, care trăgeau în spate și până la 1500 de kilograme de bombe, aproape toate misiunile Arado Air 234, purtate sub drapelul Forței Aeriene Luftwaffe, au fost doar în scopuri de recunoaștere. De altfel, acesta a fost ultimul tip de avion care a survolat teritoriul Marii Britanii în aprilie 1945. Două dintre exemplare au fost capturate pe parcursul timpului de armata franceză. Prima torpilă acustică. Torpila acustică are o istorie aparte în al doilea război mondial, întrucât a fost dezvoltată simultan, dar independent, de Germania nazistă și de forțele aliate. Prin urmare, este destul de dificil să atribuim invenția doar uneia dintre cele două părți. Însă vă voi prezenta versiunea germană. Prima torpilă acustică germană a fost G7E per T4 Faeke,
și a fost utilizată în premieră în martie 1943. Însă, abia succesoarea a fost folosită pe scară largă pentru distrugerea navelor inamice care transportau soldați, echipamente și alimente. Lansate de pe submarine, aceste torpile acustice aveau avantajul de a se ghida și în funcție de caracteristicile sunetelor emise de navele țintă sau chiar prin folosirea propriului sonar. În general, acest tip de armament era utilizat pentru misiuni cu rază medie de acțiune. Primul calculator digital. Deși toată lumea știe că primul PC a apărut în anul 1981 și a fost propus de IBM, primul calculator digital a apărut chiar în timpul celui de-al doilea război mondial și a fost realizat de inginerul german Konrad Zuse. O mașinărie electromecanică în sine, calculatorul, botezat Z4, era capabil să calculeze radicali și să identifice numerele minime și maxime dintr-un anumit șir. În momentul în care înfrângerea a devenit inevitabilă, Z4 a fost mutat de la Berlin în localitatea Göttingen și a ajuns în cele din urmă în mâinile lui Wernher von Braun. Fanta. Pe lângă inovațiile aduse în materie de echipamente de luptă, al doilea război mondial a fost marcat și de invenții accidentale și inofensive, apărute ca reacție la diverse evenimente petrecute în timpul conflictului. Oricât ar părea de ciudat, în timpul războiului, filiala locală a Coca-Cola a continuat să existe în Germania, în ciuda faptului că importurile celebrei băuturi răcoritoare fuseseră interzise. Pentru ca afacerea să nu falimenteze, Max Keith, șeful Coca-Cola Germania, a decis să realizeze o nouă băutură răcoritoare cu ingrediente provenite exclusiv din Germania. Așa a luat naștere o băutură răcoritoare care conține, printre altele, reziduri rămase după stoarcerea fructelor și zer. Numele băuturii a fost ales întâmplător, atunci când Keith le-a cerut angajaților să-și folosească imaginația prin utilizarea cuvântului german Fantasie. Jukniep, unul dintre agenții de vânzări, a venit cu soluția salvatoare, Fanta. În prezent, Fanta este disponibilă în întreaga lume, în peste 100 de sortimente, iar în România a apărut pentru prima dată în 1993, în clasica versiune cu portocale. Păpușa gonflabilă, un concept lansat de Adolf Hitler. Pentru a-și proteja soldații de sifilis, boală extrem de răspândită pe front, Hitler a creat conceptul de păpușă gonflabilă. Invenția a fost o misiune top secretă în timpul războiului. Dimensiunea unei păpuși era suficient de mică pentru a putea încăpea într-un ghiozdan, fiind astfel transportată cu ușurință oriunde. În timpul celui de-al doilea război mondial, fabricile care produceau păpușile au fost distruse în urma bombardamentelor din orașul Dresden. Legi ciudate în anii 40, dar normale după anii 2000. Pe lângă numeroasele invenții, Germania nazistă trebuie creditată și cu adoptarea unor legi care la momentul respectiv păreau aspre, dar care în prezent există în numeroase țări din Europa. În 1934, la numai un an după venirea lui Hitler la putere, Germania a adoptat o lege care limita puternic numărul de animale care puteau fi vânate, cu scopul de a reduce pericolul ca anumite specii să dispară. Tot în anii 30, regimul nazist a interzis fumatul în spațiile publice, cum ar fi restaurantele, transportul în comun sau spitalele. În plus, publicitatea la produsele din tutun a fost puternic restricționată. Pentru a promova nazismul, germanii au inventat și noi tehnici de filmare. Așa a apărut filmul propagandă Triumph of the Will, pentru care au fost folosite 30 de camere video și peste 100 de tehnicieni, lucruri de neimaginat în epoca respectivă. O altă invenție atribuită lui Hitler este autostrada,
De fapt, este o părere încetățenită că Adolf Hitler a inventat autostrada, în parte pentru a rezolva problema majoră a șomajului. Și aceasta a fost marea și trainică moștenire pe care a lăsat-o poporului german. Moștenire care atenuează întrucâtva ororile înspăimântătoare ale regimului său. Autostrada a fost înfățișată drept înfăptuirea visului lui Hitler de a realiza un sistem interstatal de șosele. Drumurile au fost proiectate în așa fel încât să fie rapide și deschise, fără limită de viteză, urmând curbe largi și având pante de maxim 4%. La juncțiuni, urmau să fie prevăzute cu culoare de accelerare și decelerare lungi. Hitler voia ca infrastructura celui de-al treilea Reich să dureze 1000 de ani, drumurile aveau să fie construite la cele mai înalte standarde imaginabile. Realitatea este însă foarte diferită. Rețeaua de autostrăzi nu a fost ideea lui Hitler. Proiectul exista înainte de ridicarea lui la putere. Schema unei rețele naționale de drumuri de mare viteză fusese concepută sub Republica de la Weimar în 1921 și planificarea tehnică începuse în 1924. Planul nu putuse fi implementat din cauza instabilității Republicii și a presiunilor exercitate de grupurile cu interese în căile ferate. Interesant este că în anii 1920, partidul nazist al lui Hitler se opunea activ construirii autostrăzilor. Primul sector scurt de autostradă a fost construit în 1929-1932, de la Bonn. A fost construit la inițiativa lui Konrad Adenauer, pe atunci primar al Kölnului. Ironia sorții a făcut ca Adenauer să supraviețuiască celui de-al treilea Reich și prăbușirii acestuia, pentru a deveni cancelar al Republicii Federale a Germaniei după încheierea celui de-al doilea război mondial. Cuvântul autobahn, autostradă, a fost folosit pentru prima dată în 1932, nu pentru a descrie noua șosea revoluționară de la Köln la Bonn, ci un plan ambițios pentru un alt drum de mare viteză ce avea să traverseze într-o bună zi întreaga Germanie, de la Hamburg, din nord, prin Frankfurt, până în Basel, pe granița cu Elveția, în sud. Hitler, un mare propagandist, a văzut potențialul de propagandă în favoarea lui al acestui sistem embrionar de autostrăzi. Planurile existau deja, nu mai trebuia decât o investiție în bani, muncă și publicitate. Ca propagandă, autostrada a fost un succes uriaș. Cei ce vizitau Germania în anii 1930 se întorceau acasă plini de admirație pentru noile drumuri. Peste 2500 de kilometri de autostradă au fost construiți până în 1938. În concluzie, Germania lui Adolf Hitler a adus omenirii și câteva invenții care ulterior aveau să conducă la evenimente istorice, precum aselenizarea, sau să fie utilizate în scopuri civile. Nu lipsesc nici invențiile mai puțin practice, dar foarte populare, așa cum este apariția băuturii răcoritoare Fanta. Pe de altă parte, tot Germania a introdus unele legi aspre, care ani de zile mai târziu aveau să fie adoptate pe scară largă. Totuși, înainte de toate, Germania lui Adolf Hitler rămâne țara care a provocat cea mai mare confruntare armată interstatală din istorie și moartea a zeci de milioane de oameni nevinovați, implicați fără voia lor într-un război inimicitor.